Zømborg, Dan Dalk, norvegienii se vor califica. FC Copenhaga, desigur, elimină la pas slovacii de la Žilina. Apoi Șerif Tiraspol, care a câștigat cu Japca pe teren propriu cu albanezii la Kükeşi. Kükeşi avea probleme în retur. Formația aceea albaneză care a fost prinsă cu meciuri trucate la pariuri. A restat înaintea meciului tur. Da? Da. Meci, într-adevăr, sub semnul întrebării de la ora 20:30. Gazeta anunță un scor fluviu între posibil viitoarea echipă a lui Mircea Lucescu, Ludogoreț Razgrad și Žalgiris Vilnius. Lituanienii totuși au câștigat acasă, dar sunt victime sigure în Bulgaria, crede ziarul nostru de sport. Maribor din Slovenia ar trebui să aibă un retur ușor cu bosniacii de la Zrinjski după ce a câștigat în deplasare. Salzburg deja calificată cu Hibernian Slava Valletta din Malta. Celtic, iată la ora examenelor de ratrapaj, cu Linfield acasă, după ce scoțienii au câștigat 2-0 în Irlanda de Nord în tur, goluri marcate în primele minute. Legia Varșovia deja calificată cu o echipă inedită din Finlanda. Și în fine, Budapest-Honved, în balotaj nefavorabil cu israelienii de la Hapoel Berșeva. Da, a fost 2-1 în tur pentru israelieni, însă se vede treaba că tot israelienii sunt favoriți și în manșa asta. Se pare că da. Cotele la pariuri sunt favorabile echipei oaspete. Da, Israelul, care tot așa ca și Cipru, a progresat mult la nivel de campionat. Sunt bani mulți acolo, au știut cum să-i drămuiască, pentru că bani mulți erau și la noi. Numai că toți au fost hoți. Absolut toți au ajuns la pușcărie. Din cei care au condus fotbalul românesc, nu cred să fi scăpat vreunul. Da? Deci gândește-te la lotul transferurilor, gândește-te după aceea, Becali a făcut și el pușcărie, chiar dacă nu pentru asta legată direct. Deci care? Enescu cu pușcărie, Ian cu pușcărie. Deci toți cei care n-au fost în lotul transferurilor, restul toți au ajuns la pârâla, s-a sinucis Vasile Turcu, Borcea și astăzi la pârnaie. Deci ăsta a fost fotbalul lăudat de conducătorii de gazete și de ziariștii cumpărați ani de zile. Ăsta a fost fotbalul. Toți au ajuns la pușcărie. Știi cine a scăpat? Cred, dar nu bag mâna foc, Shiman, de la Sportul. Da, dar care nu mai e fotbal. Și el ar fi avut șanse mari, altfel. Oh, dar a fost omul care a știut când să dispară. Când da, bun, așa a dispărut și Bucșaru de la Unirea Urzice. Bucșaru, corect. Sigur, nu știu să fie în pușcărie. Dar mine a făcut și el. Corect. Da, de noi n-a scăpat practic niciunul dintre ea cu fotbal, gura mare. Și cred că în toată istoria fotbalului nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat în fotbalul românesc. No. Să avem atâția oameni la pușcărie. Niciodată. În toată istoria. Deci nicăieri. Sunt sute de campionate, bă, sute de ani de fotbal. Deci am avut dreptate. Da. Noi asta facem de când am intrat în presă, i-am înjurat pe oamenii de fotbal. Unii au spus că exagerăm, alții au spus că nu ne pricepem, alții au spus că nu aveți dovezi, nu se poate să... Bă, au intrat toți greii la pușcărie? Bun, o să spun Adrian Porumboiu că el nu. Sigur, mai există un amendament acolo sus, da, o steluță, și categoria lui. Oameni care și-au falimentat propria echipă. Da? Unde este astăzi echipa din Vaslui? Nu mai există, da? Deci există și stilul ăsta. Da, ți-ai bătut joc de echipă, n-a mai rămas nimic din ea. Marius Stan, la Galați, a câștigat campionatul, el trăgea sforile, era ca minea ăsta. Mă rog, minea la infinit. Stan, minea în nimeni. Da, Stan a câștigat titlul cu Oțelul, e primar în Galați, a condus cel puțin o vreme tot ce s-a întâmplat pe acolo, dar echipa s-a terminat cu ea. Deci este și categoria asta a derbedeilor care n-au ajuns la pușcărie dintr-o eroare judiciară. Sigur că mai sunt oameni care scapă printre ochiurile de plasă, dar care și-au făcut, da, care și-au făcut praf echipa, n-a mai rămas nimic din ea. Deci, zi-mi dacă mai știi pe unul care să fi făcut și cât de cât performanță și să fie și cinstit. O fi vreunul, dar sincer nu-mi dau seama. Eu cred că nu este niciun. Oricum, situație extraordinară în fotbalul românesc, un lucru care depășește orice. Bine, ar putea să spună băieții de la Cluj, da? Alde Arpi și Muri. Mai e, știi cum, încă, între paranteze. N-a făcut pușcărie. Da. Paranteze, deci încă. Nici echipa nu și-a distrus-o. Încă, știi, da. Ăștia doi, chid că Arpi nu mai e la CFR. A plecat de acolo, dar... Da, deocamdată nu e nici la pușcărie și... Uite, ăsta ar putea să fie un exemplu... Bun, sigur. Dacă suntem indulgenți, ar putea să fie un exemplu de reușită cât de cât, și sportivă, și financiară, da, știi cum, până la un punct. Comparând cu Hagi, nu e practic nicio diferență nici acolo.
cu ceea ce s-a întâmplat la Academia Hagi. Adică și acolo sunt destule pe conștiință. Oh, evident, și iarăși vin cu paranteza esențială. Bun, deschidem și capitolul ăsta, cum ai câștigat, cum atunci nu mai ajungem absolut, nicăieri. Absolut. Oh, evident că n-a câștigat campionatele alea uitându-se pe fereastră, da? Sau deschizând laptopul să vadă că s-a terminat meciul. Da, și până la urmă, cred că nu așa. E o vorbă românească care spune, spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Până la urmă să ne uităm dacă... Noi uităm foarte repede lucruri, dar la un moment dat, uite, m-am dus, spre exemplu, în arhiva gazetei și am luat ziarele de la începutul anilor 90 și le-am răsfoit. Sunt lucruri pe care le uitam cu toții cu desăvârșire, însă dacă ne dăm un pic înapoi și o să vedem niște lucruri care s-au întâmplat, o să înțelegem mai bine contextul actual. Evident, nimeni nu mai face lucrul acesta în momentul de față, dar dacă am stat să ne uităm și se poate face inclusiv căutând pe Google cu un anumit interval de timp, da, să vedem ce se scria în presa vremii despre personajele astea care mai târziu au ajuns. Eu știu foarte bine ce se spunea, că am fost acolo. Am prins toată perioada. Eu am intrat în presă odată cu apariția ProSportului. Eu am uitat, sincer, deci am uitat multe din datele astea. Deci eu le știu pe astea. La un moment dat, știi ce am făcut? Mergând în arhivă acolo, am făcut poze și am început să le public pe internet articole despre care uitasem. Așa, dacă, sigur că nu ține minte nimeni toate articolele, vă spun, sunt în mare, ideea la generală. La povești mă referam, nu la articole. Da, da, ok. Și ce ai găsit... într-adevăr interesant. N-a fost ceva, cum să zic, care să schimbe cu totul datele probleme, însă sunt lucruri pe care memoria le înlocuiește, le împrospătează din când în când și care sunt uitate, dar există niște detalii care, în momentul de față, dacă ar fi scoase la iveală, vorba asta, spune cu cine te însoțești și ca să spun cine ești, ar arăta multe lucruri care nu se doresc a fi arătate. Ok, văd că și în Spania este o mică problemă, pentru că noi am și anunțat-o zilele trecute, arestul în care se află în momentul de față președintele Federației Ángel María Aguiar, președintele Federației Spaniole de Fotbal, ar fi modificat un pic și la ei calendarul, în sensul în care nu se cunoaște încă programul Ligii I Spaniole. Urma să fie anunțat, înțeleg, astăzi, sau dacă nu chiar de ieri. E bine, această modificare cumva de ultimă oră i-a împins pe spanioli să anunțe calendarul undeva vineri, la sfârșitul acestei săptămâni, cel mai devreme. Să vedem dacă va avea și alte repercusiuni într-un termen scurt, dar pe termen lung, în orice caz, va conta. Pentru că se închide și la ei un capitol, este sfârșitul unei epoci. E clar că omul ăsta, chiar dacă va ieși din pușcărie, indiferent că va ieși repede sau târziu, el nu se va mai întoarce în funcția pe care o deține din 1988. Da, era la al 8-lea mandat. Da, spuneam mandat ieri despre el, am văzut că avea pe Facebook și câțiva susținători, mi se pare normal. Și la noi lumea crede că Mircea Sandu a fost un președinte deosebit. Probabil că așa și în Spania, cred unii. Ángel María Aguiar este artizanul marilor succese ale fotbalului spaniol, dimpotrivă. El este cel care a comercializat fotbalul dincolo de limitele admise. Adică la ceea ce s-a ajuns în Spania, Spania a devenit o mașinărie, unde nu mai există bucuria aia pe care o citeai în jocul lor în anii 70-80, de exemplu. În Spania era un competitor oarecare, dar interesant, poetic, așa. Astăzi la ei este o mașinărie, echipele spaniole sunt cele mai mari instituții de fotbal din lume, orice ar considera amicii noștri amărâți din Premier League. Anglia este copil de țâță în comparație cu Spania. Sunt prost organizate cluburile, dincolo de faima suporterilor, care sigur este indiscutabilă în Anglia, echipele n-au știința jocului, ca să o spun așa. Nu se pricep. E bine, Spania este într-adevăr o instituție a răului din toate punctele de vedere. Deci, astăzi, orice echipă spaniolă, joci cu Saragossa, nu mai e în prima ligă, dar spun așa, îi nimerești pe aia în cupele europene, absolut orice echipă din lume i-ar întâlni, ar avea probleme. Deci nu există un fotbal mai bine localizat și mai bine argumentat
cu ideile răului, sigur, decât cel spaniol. Deci ei sunt cei mai bine. Instituțiile astea, nu mai vorbesc, da? Deci marile echipe spaniole sunt de neînlocuit astăzi. Da. Sevilla a câștigat fiind un club oarecare. Trei ligi Europa la rând, dar nu există niciun club în istoria fotbalului cu asemenea performanță. De ce? Nu pentru că Sevilla avea o tradiție sau era un mare club, ci pentru că era atât de bine orchestrat, atât de bine structurat, încât n-aveai ce să vezi. Un bunker, tată. Deci echipele spaniole și-au, cum să spun, o perenitate dintre asta a dezastrului uluitoare. Deci la ei nu contează că i-a eliminat într-un an, nu se destramă nimic, tată. Anul viitor sunt mai puternici. E o diferență totuși în zilele noastre, Radu, în privința fotbalului cel puțin. Dacă în, eu știu, în anii 60, 50, 70, nu contează, anii 80 chiar, eu știu, să încalci puțin legea, să, eu știu, să existe dopaj, să existe arbitraje favorabile, să fie orice care încalcă regulile fair play-ului. Ducea la un succes pe termen scurt și apoi nu-ți garanta nimic. În ziua de astăzi, un succes de genul acesta îți aduce atât de mulți bani încât îți poți crea un imperiu. Și, da, sigur. Evident, s-au și creat deja. Exact. Și așa se explică hegemonia asta pe care marile echipe le au în Europa. Mai ales în competițiile în care se câștigă foarte mulți bani, da? Vorbim de Real, de Barcelona, vorbim de Bayern München și așa mai departe, da? Care au devenit, totuși, că ai ajuns la astea două, s-au devenit cele mai mari instituții, clar, din fotbal. Da? Nu vorbeam Absolut. Despre asta în anii 80. Asta nu vorbeam despre aceste două instituții nici în anii 90, nici chiar în anii 2000. Atenție, Barcelona era inexistentă, n-avea... A câștigat un singur trofeu ăla din 92, în rest nu exista pe harta fotbalului până să vină epoca asta. Real Madrid avusese perioada de care pomeneam și ieri, dar după aia era într-un cont de umbră, a mai câștigat niște Cupa UEFA, dar nu era o echipă mare, dovada faptului că în anii Milan-Marseille ei nici nu existau, nu-i găseai. I-ai fi bătut la curul gol pe unde îi prindeai, dar nu-i găseai, nu existau practic în fotbalul mare, ci a fost un gol, cum e istoria României, de exemplu, în secolul IX. Da, nu există istoria României în secolul IX, noi nu avem nimic de povestit despre secolul ăla, așa a fost și fotbalul spaniol. Da, într-un cont de la de umbră, după care dintr-o dată s-au ridicat, am povestit și de echipa națională, revenind la un moment dat, nu mai putea fi bătută, aceste două instituții au devenit chipurile două monumente. Bă, dar pe ce s-au clădit ele, da, tot mai puternice de la an la an, atenție. Indiferent că într-un an mai pierde una într-o semifinală, sau într-o finală, bă, tot mai puternice. Deci au acaparat absolut tot. Și da? Aici, marii fotbaliști ai lumii sunt acolo. Aici a fost, de 90%. Aici a fost marea greșeală pe care Steaua a făcut-o, Steaua lui Gigi Becali. Pentru că, spre deosebire de Real, Barcelona și așa mai departe, care au capitalizat tot ce au câștigat, da, au reinvestit, aia, au bună, dezvoltat o imagine și așa mai departe, bună, banii pe care au luat Steaua din Liga Campionilor și din prezența constantă nu în cupele europene, nu putem să nu, dar la scara, la scara echipele noastră, din Premier League ar trebui să se uite, ele de ce nu reușesc să facă asta? De ce? Pentru că, exact cum spuneam, acolo nu există un management competent să ne uităm, sigur, ceea ce se întâmplă la Real Madrid și la Barcelona, da? Și continuitatea de acolo și să ne uităm ce se întâmplă în Bundesliga, de banii, exemplu. În Anglia sunt mai mulți decât în Spania. Niciun club din Anglia nu reușește să facă ce au făcut exact, ăștia. Exact, dar să nu uităm nu are că nicio Spania are în spate un sistem de dopaj pe care doar vezi. Rusia a încercat să-l... Asta să-l... am spus și eu, evident. Vedeți că până la urmă ajungem să găsim și răspunsuri? Da. Evident, și apropo alții de, asta, de ce nu reușesc să facă ce au făcut? În partea a doua emisiunii, Radu, am scos niște date despre Roger Federer și aș vrea să ți le... Să pregătește să câștige al 20-lea titlu de mare șlem la US Open. O să-ți povestesc imediat. A fi o glumă, a spus Federer, să câștig și US Open. Publicitate. În direct înapoi în emisiunea 11 metri să vorbim și despre Roger Federer, într-adevăr, da, care este de la câștigul de la Wimbledon la al 19-lea titlu de mare șlem în istorie. Am înțeles că dacă va ajunge la 20 de trofee, că nu va câștiga US Open, nu contează, vine Australia Open după aia, dar nu s-o retrage chiar de pe o zi pe alta, are și anul viitor la dispoziție. 20 de titluri de mare șlem, probabil că un record ce nu va mai fi egalat în tenisul da, mondial. Asta n-ar fi totuși exclus, pentru că tenisul e o afacere și orice e posibil, dar
Ieri în emisiune spuneam, Radu, că eu nu bag mâna foc pentru acuzele astea de dopaj la Federer, însă unul dintre telespectatorii ne-a dat un link pe pagina de Facebook a emisiunii și am citit acolo și într-adevăr trebuie să recunosc că eu nu urmăresc chiar atât de atent tenisul, la fel cum urmăresc fotbalul. Citind articolul respectiv am aflat câteva date despre care nu aveam habar și care vreau să le prezint aici pentru a prezenta până la urmă tabloul complet. În primul rând, spune așa articolul respectiv. În perioada 2012, când el câștiga ultimul titlu de Grand Slam înainte de revenirea asta din 2017, așadar în perioada 2012-2017 el nu a câștigat nimic. În 2012 avea 30 de ani. S-a apropiat de 31 de ani. Practic, articolul respectiv spune în felul următor: la 31 de ani e normal ca jucător de tenis să înceapă un declin. Da. Da? Bun. La 31 de ani a început declinul lui Federer și la 35 de ani, adică al de Djokovic îl bătea pe unde îl prindea. Ajunsese, da, să aibă probleme cu toți, probleme serioase exact, cu da, absolut toți, cu Federer, grei, cu Nadal, da, cu Murray, da, și așa mai departe. Bun. E, la el, la 35 de ani, începe o îmbunătățire extraordinară. Practic descoperă secretul tinereții, așa joacă se spune. Joacă mai bine decât a jucat. Decât întotdeauna. Okay. Și spune în felul următor: reflexele sale sunt mai bune decât oricând, recuperarea este excelentă. Și dă exemplu un meciuri în care și el și adversarul său veneau după zile epuizante. El era perfect recuperat la meciul respectiv, iar adversarul lui Kyrgios în meciul respectiv, exact, jucător de 21 de ani la momentul respectiv, se gâfâia. Vedea, exact, gâfâia, se vedea că nu este complet Federer, recuperat. Reamintește-mi, n-a pierdut niciun set, nu? Niciun set. La a Wimbledon. Și mai mult de atât, acum nu vreau să devin un adversar al lui Federer după ce m-am proclamat fanul lui. Sau cât are? Aproape 36, aproape 35 36, și da. Mai are aproximativ 3 săptămâni până face 36. Bun. Ce mai spune articolul respectiv? În timpul anului competițional, atunci când te dopezi, rezultatul pe care îl urmărești este unul imediat. Însă, dacă ții pauze, așa, îndelungate, cum 6 a făcut luni... și Nadal la un moment dat, amintește, ți-a lipsit, el a zis că are o accidentare, sigur absolut, că nu te retrage așa de pe absolut zi, da? O accidentare, i s-a inflamat mâna, că să-i taie mâna, că să-l opereze, că nu știu ce, chist, faze socotel. De asta probabil că avea și el un preinfarct la mână, da? Nu la sistemul digestiv. Un preinfarct la mână și tot așa trebuia un profesor, doctor, corect, ăsta foarte interesant și inteligent care să-l trateze. Dar și el a revenit. E adevărat. Și ceea ce spune acolo, zice în felul următor: în momentul când faci pauzele astea, dopajul este mult mai elaborat. Nu mai urmărești rezultate de scurtă durată, ci rezultate care îți îmbunătățesc absolut toate calitățile, da, pe termen lung. Apoi, dă exemplu... De exemplu, Dane, când tușești sau când caști sau când râgâi și că ești dopat, ești bucșit, te lopezi de 5 ani ca un porc, să zicem. Așa. Oare e la fel când te culci, când te trezești, nu știu, ai aceleași sentimente ca un om obișnuit, oare cum o fi? E, cu siguranță că ești un supraom atunci, aici cred că nu prea există. Nu îți mai vine îndoială să caști sau să râgâi. Nu, dar să te gândești pentru ce faci chestia asta, sunt sume de milioane, deci cine câștigă în ziua de astăzi un turneu de Grand Slam, câștigă niște bani pe care înainte nu câștigau toți sportivii din circuit într-un an cât câștigi tu acum. Așa e, așa. La masculin e 2 milioane cash. Minimum. Corect. Exact. Ceea, da, ce înseamnă o afacere extraordinară pentru orice om, sigur, de afaceri. Sigur. Bun. Pentru 7 meciuri. Atât. La Australian Open, anul ăsta. Da. Vine așa, în turul 4 meci cu Nishikori, 5 seturi. În semifinală, 5 seturi cu Wawrinka, Nishikori 27 de ani, Wawrinka 32 de ani și finală cu Nadal, 31 de ani, iarăși 5 seturi. I-a bătut pe toți. I-a bătut pe toți. Da. Bun. Mai mult de atât, în finala cu Nadal, Federer joacă cel mai bun tenis al său în setul 5, în care câștigă mai multe puncte în fața unui sportiv mai tânăr cu 4 ani, aproape 5 ani, decât câștigase împreună în setul 1 și în setul 2. Așa. Da? Aleargă cod la cod cu Nadal, care, iarăși repet, e mult mai tânăr decât el. Acum, tenisul a dat o jucătoare drept exemplu pentru dopaj, pe Maria Sharapova. Însă, spune din nou articolul respectiv, l-am citit și eu pe internet, Sharapova a fost considerată un exponent al luptei WADA, asociația antidoping, contra sportivilor ruși.
Da, pentru că știm că a fost proba asta cu Meldonium, care sau cu da, Meldonium, da, da. Da? Care a fost generală în tot sportul din Rusia. Bun. Bun, Meldonium nu este, s-a demonstrat științific. Da. Nu este un dopaj, adică un produs dopant care să aducă un impuls carierei pe termen lung, da? Meldonium. Este o prostie. Poți să câștigi un turneu sau... Nu, cu asta a prins-o pe Șarapova. Știu, și dar nu este de nivelul ăsta. Adică cu Meldonium, dacă te dopezi, nu devii mare campion. Dar cu siguranță că Nadal și Federer nu asta au folosit. S-ar putea să nu fie... Da, exact. Nu, bineînțeles că nu. Ăla este un accident. Ok. Așa. Și cam... foarte pe scurt, cam așa stau lucrurile cu Federer. Acum, eu în continuare îmi păstrez o doză de naivitate, să spun, sau în privința lui. De optimism, da. Pentru că nu costă optimism. Nimic. Exact. Sigur. Putem să mergem mai departe așa, nu trebuie să rezolvăm toate misterele pe lumea asta. Nici nu suntem putem capabili să recunoaștem. Putem să ne ducem și pe lumea cealaltă. Corect. Să întorc ghetuțele, dragi prieteni, adevărată euforie pentru toată lumea. La ora 17 de-abia așteptăm să le urmărim și sigur noi de seară pe coordonatele tradiționale. Toate bune! La revedere!